E greu să ne împăcăm cu gândul că omul cu sufletul imaculat, înzestrat de o bunătate rară, deținător al unui zvor nesecat de melodii memorabile, maestrul Mihai Dolgan a plecat în lumea umbrelor. Cânte un artist, cânte un artist, zâmbet optimist, zâmbet optimist, numai dorul lui, numai dorul lui, nu spune nimănui. Preoții ei, preoții anele pierzut, plutește acum corabia speranței lui. Am păstrat imagini inedite din iulie 2007 cu Lidia Botezatu și Mihai Dolgan la o întâlnire cu prima solistă a norocului, Olga Sorokina. Mihai, я хочу тебе сказать, что твои песни всегда были в мюзик-холле, в котором я пела, когда я уехала в Санкт-Петербурге. Cântecele tale au fost interpretate în мюзик-холлу din Leningrad. Ții minte când veneam special în delegație aici pentru a lua piesele tale. Lucrările compuse de tine răsunau din scenă și departe peste hotarele țării. Și în America au sunat. Dar ții minte piesa Lacrima. Eu am interpretat-o la un concurs internațional și am luat 3 premii. La discul de Kichlimbar. Первое место, потом два приза хороших, очень приза. E datorită faptului că scrii șlagăre, compui foarte bine. Uite-mă, eu te-am uitat de mult. Numele nu vreau să-l mai ascult. Și au început cariera de muzicieni atât Mihai Dolgan cât și Olga Sorokina în ansamblul de tineret la Filarmonica Națională. Muzician profesionist, Mihai Dolgan s-a produs... La burdin, la contrapas. El nu știa că eu cânt la acordeon, dar nu știu cine i-a spus lui că eu cânt la acordeon. Dolgane, ia cântă ceva la acordeon. Am cântat eu ceva. S-a uitat el, zice, cum se eliberează loc de acordeon la mine. Pe Victor Rusnac l-a luat la contrabas și eu am trecut la acordeon. Thank you.
eu țin minte, nu numai în Riga, noi mereu am concertat, primul rând, prin Moldova, prin Republică, unde sigur că acum eu mi-aduc aminte, cântam și vara, la căldură și condiții proaste, dar noi eram tineri și noi muzicieni, eram pasionați de muzică, dar Olga era tânără și frumoasă și mă lipsea. Și acum e frumoasă. Și acum e frumoasă. E bine, eu vorbesc de atunci, dar și mă lipsea tineretul ăsta de frumusețea, de prospețimea, de taina asta a tinereții. Aici, în acest ansamblu, Olga Sorokina a interpretat lucrarea sa. Я знаю, что тебе не все равно, с кем танцую я и с кем иду домой. Ты следишь за мной, следишь уже давно, ищешь встречи, хоть случайные со мной. Горят огни за городом туманы, зовет такси зеленым огоньком. Уж загорелись театральные рекламы, а у меня молчит, молчит мой телефон. Ну, догадайся, догадайся, позвони. Скажи хоть слово, а я в трубку помолчу. И это будет первый шаг любви, что, как всегда, теперь я трубку не кладу. Мы пели французские песни, итальянские, ты пел. Итальянскую «Но лето». Ла-ра-ра-ри-ра-ра-ра. Видишь, называю это? Да, если вспоминать. «Но лето». Fantastic, da? E ușor să observi după portul popular că acești tineri sunt din Moldova. Și dacă priviți mai atent, îi veți cunoaște pe tinerii Mihai Dolgan și Mircea Oțel plimbându-se prin Riga. Слышатся звуки органа, в них как будто сквозь дымку тумана. Мирный свет юных лет и любовь. Талантливых людей на свете не очень много. Oameni talentați în arte sunt foarte puțini în lume. Dacă am spus-o, este adevărat. Tu ești talentat. Îi spun Lidii că el e un compozitor foarte talentat. El trebuie să continue lucrul, să se zdruncine un pic ca să-l acționeze benefic asupra creației. Dacă nu era așa un om emoționant ca Mihai, nu era nici norocul. De ce plâng ghitarele? Știu doar felinarele, strunele amarele, ce oare au pierdut? Fete ca la lelele, cu ot mari ca stelele, vin încet ca ierele și se opresc tăcut. Peste smutește doar dragostea, ea cheamă-cheamă pe cineva, ea cheamă-cheamă pe cineva spre-a fericirii stea. Credem că telespectatorilor le este interesant să afle cum s-a înfiripat colaborarea maestrului cu Efim Krimerman.
Fifin Crimerman s-a început toată istoria a cântecului, a textului. De când am venit la filarmonică, eu țin minte, în 64, și deoarece eram tânăr și muzician, tot mi era interesant și observam că era un om frumos, un om interesant, participa la toate întâlnirile cu artiștii, se saluta întotdeauna frumos, dar asta a fost timpul ăsta cât eu am cântat în orchestra asta de tineret. Când s-a produs primul afiș a norocului și a trebuit cumva să-l numim, să mă numească, da, de acum nu eram Mihail sau ceva, dar tot Crimerman a fost ideea lui ca să fie mai frumos, mai Mihai Dolgan, el de acum, da. Și este că Crimerman m-a botezat Mihai Dolgan atunci, dar în viață el mă numea Mișu. Cânte un artist, cânte un artist, zâmbet optimist, zâmbet optimist, numai dorul lui, numai dorul lui, nu-l spune nimănui. Tu încă mai crezi, tu încă mai crezi, ochilor cei verzi, ochilor cei verzi, vrei să vezi ei, vrei să vezi în ei chemarea dragostei. Spre ochii ei, spre oceanele verzuri, plutește acum corabia speranței lui. Din Enciclopedia Muzica Rock în URSS, semnată de Artemi Troițchi, am aflat că ziua când pe coperta revistei din Cehoslovacia Mlade Sviat a apărut poza grupului Noroc poate fi considerată data nașterii a rockului moldovenesc. Această întâmplare importantă s-a produs în iulie 1970. Recent se terminase festivalul Lira Bratislavei, unde necunoscuții muzicieni din URSS au devenit într-adevăr o senzație pentru spectatorii din Cehoslovacia. Era vie amintirea evenimentelor din 1968. Să nu cântați rusește, îi sfătuiau organizatorii. Era un avertisment inutil, deoarece norocul cânta în limba maternă. Evoluind alături de așa somități de pe timpuri ca, de pildă, Cliff Richard, Josefina Becker și alte celebrități, formația s-a învrednicit de premiul Simpatia Publicului. Norocul era invitat la televiziunile din diverse țări și în turnee prin Europa Occidentală. Șlagărul Cântă un artist, semnat de Mihai Dolgan, muzica, Efim Crimerman textul, a fost tradus în limba slovacă de Jan Turan și interpretată de frații Hondolan, Matka Umiera, care s-a menținut aproape un an în capul listei europene al hiturilor. Matka Umiera, chce tě uvidět, pohled до двери дитя. Echipa de creație a restabilit filmul Contemporanul, realizat de regizorul Constantin Croitoru în 1976. Mărioare, mărioare, dă-mi dor dacă o mare mai mai. Dă durul numai ție, măi, măi. Bă, rugă, te-aș răsfira, frunte că te-aș mângâia, te-aș fura curii te-aduce, la unul nu te-ai duce. La unul nu te-ai duce, măi, măi. Și
De tineri, uniți de năzuinți și aspirații, am poposit din diferite colțuri ale Moldovei. Aici informați ne-au crescut aripi și ne-am luat zbor în universul muzicii spre inimile oamenilor. Noi cântăm dragostea și prietenia, eroismul și frumosul, bogăția spirituală a poporului. Împărțim cei nobil și înălțător seminilor noștri. Unica piesă interpretată de Mihai Dolgan, muzica căreia nu îi aparținea, este Toamnele. Toamnele, când vin satul plin de fete, fetele se știu toate margarete, umblă pe zidori treziți cu zorii, bate ritmul corelul toată morii. Doamnele, când vin, a miroasa fragă, cu ala-i domnesc, nunțele se leagă. Unde nu-i mari cu lăutarii, își mai uită grijile gospodarii. Doamnele, la Moldova, doamnele, știm la fel ca mamele, să ne-a bine dorul, dorul. Doamnele, la Moldova, doamnele, știm la fel ca mamele, În 1988, prin decretul Prezidiului Sovietului Suprem, maestrului Mihai Dolgan i s-a conferit titlul de artist al poporului. Stau în viața asta ca la gare, trenuri pleacă, alte trenuri vin, pasagerii urcă și coboară, necăjiți de drum și de destin. Mi s-a stins tăciunile țigării, de când cerc mereu să-mi amintesc cum am pomenit pe cheiul gării. Plec sau mă întorc sau întâlnesc, sau de prea mult strigăt și căință, mă despart acum cu pieptul spart de o vârstă, poate de o ființă, sau de toate, poate mă despar. Suflet într-o lume, lumea atât de mare, tu de om rămâi mereu rămân. El trebuie să are plus și se năzare, o patiste în zare o turin. Suflet într-o lume atât de mare, tu de om rămâi mereu rămân. Avea maestru un slogan: doar scena e sfântă. Doar scena e sfântă.
Eu cred că asta... A, apropo... De atunci a început. Nu, asta încă, încă de atunci, unde am cântat. Am cântat la un festival raional și... Uitați-vă cum se țin picioarele, cum stau picioarele drept, da? Pentru că am ieșit și am pus așa o leacă, așa, iașică. Și a venit o învățătoare și când țineam, da. Și o învățătoare a venit și a spus, zice, nu ești la restaurant, ești în scenă. Învățătoare, simplu învățătoare mea, pe viața întreagă mi-a rămas. Da, stai frumos. Și parcursul vieții, pe un Burdin, dar la Burdin era foarte strict cu tot asta. Dar la noroc, dumneavoastră, spuneați că chiar din cauza asta am înțeles că ați avut de pătimit după 3 ani de activitate. Nu, aici, ai vedeți că aici, și eu îmi permiteam că de acum aveam informație și făceam figuri de astea cu capul și diferite mișcări moderne și chitariști și asta era altă istorie. Dar noi făceam niște mișcări care numai în scenă se făcea. Pentru că în restaurant sau undeva, ele pur și simplu nu mergeau. Și nu era interesant. În scenă asta erau show. Pe atunci, show în scenă. Deci, și de ce se spune că scena e sfântă? Pentru că dacă faci ceva, fă-o ca scena să îmbogățească, scena să nu dai pe trei parale. Visul de a dirija un big band s-a împlinit în 1993. Muzica maestrului Mihai Dolgan a bucurat melomanii decenii la rând. У нас в гостях есть еще одна группа, такая замечательная, рок-н-ролльная. Когда-то рок-н-ролльная, одни из первых рок-н-ролльщиков, наверное, Советского Союза. Это группа «Нарок», это Михай Долган, Лидия... Фамилию сейчас я скажу. Лидия, скажите сами лучше, чтобы я не ошибся. Лидия Бутезату и Раду Долган. Это семейство. Как вы понимаете, это замечательный тогда рок-н-ролльный ансамбль «Норок» он назывался. «Норок» – это, ну, на здоровье. «Норок» – шассанитати по... «Норок». Волнуюсь. «Норок» – это счастье, это везение. Когда говорят «Здравствуйте, да. Норок». «Норок» – шассанитати. Когда да? так, то «Норок». То есть вот так, такое короткое, очень удобное слово. Михай, давайте будем петь лучше. Вот что вы пели тогда? Что вы пели в это время? Мы вообще... Пели везде то, что требовалось публика. Публика любила Monkees, публика любила Beatles, Rolling Stones, итальянские песни, французские шлягеря. И мы, конечно, пели все. Какую песню вы считаете самой популярной? Самый большой шлягер вашей группы, который мы сейчас все споем. Быстро. Мы хотим все вместе с залом попеть, чтобы... The Chaplin гитарили. Давайте. Yeah.
Браво! În toamna anului 2007, autorul proiectului Auguri Nicolae Roșca a editat primul volum al acestuia dedicat maestrului Mihai Dolgan, Taina vieții mele. Pe timpul foametei, trebuie să vă spun, țin minte că tata confrate, de-a lui, o scândură a pus în fața săraiului, pe toată ograda și coață, să țin minte. Și vrăghii, și trăgea și prinde vrăghii. Foamete era, nu era glumă, da? În memorie vom păstra chipul drag inimilor noastre, clipele frumoase petrecute împreună și melodiile minunate semnate de maestrul Mihai Dolgan. Această clipă e unică și dacă trece se întunecă și din adeață de noapte grea se luminează cea mai înaltă stea. Hai cu mine, dorule, hai cu mine, hai! Bună dimineață, pace bună tuturor, viața să vă fie viață, dorul să vă fie dor. Soare pe acest pământ, are pe dor și gând, are pe dor și gând. Șoptește inima, 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 simte că-i aproape primăvara. Și nu știe nimenea, și nu știe nimenea, gândurile mele unde zboară. Mărioare, mărioare, dorul-i dor dacă o moare, măi, măi. Aici o frunză, un fur de nea, mă-nfioare cu șoapta ta. Râul prin apă rece, trece peste o mare, mare. Clipă cu măreață, viață veșnică rămâi. O, la la, eram ce piere, ești-a mea reînviere. Să nu zici la revedere, la revedere.